Gheorghe Cocina a condus Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj până în primăvara anului trecut, atunci când reprezentantul Partidului Social Democrat, Daniel Bondochi, a luat locul. În această perioadă, Gheorghe Cocina a fost director adjunct la VAMA. Acum el a participat la concursul organizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar nota obținută l-a adus din nou la conducerea CJAS Gorj. Am susținut concursul la Casa Națională în perioada 25-27 mai. Am fost admis începând de astăzi. M-am prezentat la serviciu, bineînțeles, am găsit aceiași colegi pe care am lăsat, am colaborat bine și înainte, sper să colaborăm bine și acum. Gheorghe Cocina susține că lucrurile la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj nu stau la fel de bine cum le-a lăsat, însă va merge la Casa Națională și va solicita o rectificare bugetară. Probleme sunt multe în această perioadă, grele pentru toată lumea, sunt și pentru spitale, sunt și pentru medicii de medicină primară, sunt probleme, au și farmaciile probleme, atât cu bugetul, cât și cu plățile la zi. Sper să le rezolvăm, o să le analizăm pe fiecare în parte și o să luăm hotărârile necesare astfel încât să eliminăm pe cât posibil dinele, să eliminăm vis-a-vis de bugetele pe care le avem, vis-a-vis de posibilitățile pe care le are și Economia Națională și bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Noul președinte nu vrea să facă schimbări în echipa de conducere și speră ca împreună cu actualul colectiv să găsească o soluție de ieșire din criză. Nu am venit cu gânduri de astea de schimbări. Deocamdată lucrăm cu cei care sunt aici, o să vedem cu care sunt pe funcții, o să vedem probabil dacă o să vină nou organigramă, nou ștat de funcții, o să analizăm și în principiu v-am spus, nimeni nu va pleca din instituție. Gheorghe Cocina a fost susținut pentru această funcție de Uniunea Națională pentru Progresul României, filiala Gorj.